Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Începe Start Alert. Ne gândeam astăzi și făceam așa o analiză a faptului că atunci când eram tineri, mulți dintre noi, eram așa cumva luați de val să ne facem ceea ce părinții ne spuneau la vremea respectivă, că sunt niște mâzgăleli, dar noi le numeam tatuaje. Și uite așa, ne-am făcut mulți dintre noi, care pe unde am apucat, care și-a făcut, care a scăpat de această meteahnă, cum era, de exemplu, să te faci, să te oxigenezi în cap pe anumite vremuri, sau în anumite vremuri, făceam acest lucru care pe unde. Și ne-am dat seama peste ani că ne-am ales cu niște picturi de trup care nu erau tocmai ceea ce ar fi trebuit să ne reprezinte. Mulți dintre noi le-am șters, cum am avut și eu la un moment dat în zona gâtului, și bine că mulțumesc unei prietene dragi, Adriana Istudor, de ea, a făcut de așa manieră încât să reușesc să mă salvez. Cel puțin aici mai am unul, dar pe care sper să reușesc să-l scot. Vreau să vă întrebăm și lansăm această întrebare și nu uitați să ne scrieți pe toate rețelele de socializare. Noi centralizăm de acolo informațiile și vi le prezentăm ulterior, care sunt sau ce întruchipau tatuajele de care voi ați vrea să scăpați. Să vedeți noi, nu știu, habar n-am, v-ați făcut un Winnie the Pooh, acel personaj cu borcanul de miere, sau o vrabie, sau o păsărică, sau fel de fel de animale și păsări, sau de scrieri pe care nu ați vrea să le mai aveți. Și vă promit că vă răspund și eu cam și eu unul, ca să pară că avem o interacțiune. Bun. Haideți să vedem până una alta lucruri mai interesante, bine, nu ca să n-ar fi interesant, dar mai clar, așa, demne să ne informeze într-o astfel de zi, chiar acum, pentru că începe Pontul Zilei. Este o expoziție cu care începem, o serie de expoziții care se bazează pe exponate din colecția viitorului, sperăm, Muzeu al Industriei în Spațiul Românesc, coordonat și întreținut de către Asociația pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Sunt în România. Ce obiecte sunt expuse? Sunt aici, sunt numai obiecte românești. Ideea de bază a acestui muzeu, pe care vrem să-l instituim, este să prezentăm de-a lungul istoriei cum a apărut și cum s-a dezvoltat industria în spațiul românesc. Și interesant este că am descoperit izvoarele acestei industrie în general încă de acum 6.000 ceva de ani, de când se erau sate întregi care făceau aceleași produse, adică oale, de exemplu, oale și ceramică în general. Deci acum 6.000 de ani era un fel de protoindustrie. Se lucra în serie, se fabrica în serie și se vindea foarte mult. Cât un sat care să facă acest lucru e ceva deosebit. Dovada există la Medieșu, în Satul Mare, unde sunt foarte multe cuptoare de ceramică. Acum, ce ați expus aici? Văd mai mult televizoare? Nu, avem și ciorapea de zgo la plic, avem și parfumuri românești, avem și jucării românești, avem și jocuri și rechizite. Am încercat să avem obiecte electrocasnice și casnice, că, cum vedeți acolo, un aragaz micuț. Am încercat într-un spațiu mic, care ne-a fost cu mare generozitate dăruit, oferit de către Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, împreună cu Casa de Cultură a Studenților Ploiești, care, oameni care chiar au rezonat cu noi și ne ajută foarte mult. Și de aceea facem periodic expoziția. Aceasta este prima, cu aceasta deschidem, fiind o expoziție generică, fabricată în România, după care vor fi expoziții de bandă magnetică. Cum a apărut casetofonul, cum a apărut magnetofonul? Va fi expoziție de pick-up-uri. Cum au apărut vinilurile? Cum vedeți acolo că avem un patefon. Și plecăm de la patefon și mergem mai departe. Până ziua de astăzi, și chiar o să vă demonstrăm, muzică românească pe vinil, nu? Și pe pick-up. Și aparate foto, deci vor fi foarte multe expoziții pe teme. Televiziune, radio, sperăm ca următoarea, dacă ne se aprobă, să fie Radio România. Povestea radioului, cum a apărut în România, și umplem aici de toate variantele de radiouri, de la cele mai mici până la cele mai mari, făcute în România. Aveți toate aceste obiecte, vă aparțin sau le-ați adunat de unde?
Personal am vreo 80% dintre ele, dacă nu chiar mai mult. Restul sunt și ale colegilor mei. Suntem în asociație, nu suntem doar militanți pentru activism, civism și educație, suntem și colecționari, foarte mulți. De exemplu, când facem expoziții de jucării, cel mai mare colecționar al nostru este Eduard Bobolos, care ne-a dat acolo și mostre de vinuri, ne-a dat și gem, dacă vreți, din anii 80, avem gem din anii 80, majun, pardon, din anii 80, avem și murături din anii 80. Desigur, nu o să le desfacem, sunt de colecție. Avem, cum vedeți, și machete de autobuze, de camioane, care sunt ale colegului nostru, Angel Daniel, și altele și altele. Alții nu sunt chiar colecționari, dar fac tot posibil să ne aducă obiecte. Cum poate fi vizitată această expoziție, această primă expoziție? Casa de Cultură a studenților ne-a facilitat ca între orele 9 dimineața și 19 după amiaza să se poată vizita la liber, fără costuri, fără nimic. Deci nu, să nu credeți cumva că se taie bilet. Nu, niciodată lucrul acesta. Expozițiile noastre nu sunt plătite. Nu se plătește pentru intrare. Și asta înseamnă de luni până vineri inclusiv. Sâmbătă, duminică închis. Un program normal. Această expoziție credem că o să fie doar până pe 24 octombrie, când o să facem Radio România. Așteptăm aprobarea pentru această expoziție. Și trebuie să spun că ele sunt cei care vin programați, 10-20 de persoane, la numărul de telefon pe care vi l-am dat, pot asista la demonstrații cu aparate diferite, cu pick-up-uri, cu magnetofoane, că avem și magnetofon acolo, după cum vedeți, un Mark 203, o poveste, el este o poveste, o istorie în România, și vom face și, cum am mai făcut de fapt această vară, vom face proiecții de mici documentare despre industria din România. Până să veniți dumneavoastră, am scos de la cutie un pick-up din anii 80. Nu este românesc, am vrut să-l probez pentru că este un vârf și îmi place foarte mult, nu numai mie, e un Unitra. Și chiar voiam să ascult un disc, o placă, cu Andrieș, uitați-l acolo, Alexandru Andrieș, pentru că muzica lui este specifică a anilor 80 de militantism. Militantism, cum să zic așa, underground. Cum funcționează? Se rotește platanul, se pune discul pe el, acesta este, are un ac, este doza, brațul, cu doza, după cum vedeți. Și o să-l lăsăm. Cu cele mai vechi obiecte din colecție. Un lămpaș de miner făcut la fabrica Bărbătescu. Nu știu foarte bine, deci n-am reușit să identificăm, să ne dăm seama de anul de fabricație, pentru că exact același model s-a fabricat din 1800 toamna până în anii 50-60. Deci, mai reușit. Sus ce e? Poftim? Mai sus este un patefon. Un patefon făcut în România, la fabrica Metrom, scuzați, da, Metrom exista înainte, exista în perioada interbelică și este funcțional. Cine vine să viziteze expoziția, îl va vedea funcțional, îi va face demonstrații cu el. Un radio unicat, posibil un prototip din anii 35-39, nu suntem foarte siguri. Inginer Mihăilescu se numește, da, chiar așa este marcat, Inginer Mihăilescu. Și un ceas absolut senzațional pentru noi, pe care scrie, după cum se vede, ceasul din Căria Precis, Ploiești. Este fabricat chiar în Ploiești. Este montat în Ploiești, la o ceasul din Căria care a fost în centru, în zona Roma, și importa piese din Elveția și din Germania și realiza acest tip de ceas.
Mulțumesc foarte mult colegilor de la Știri pentru acest material și de asta vă spuneam, apropo de viitor, așa, când ne gândim în viitor și vrem să ne facem o proiecție și zicem, bă, vreau să fac asta sau să realizez asta, eu zic că ar fi bine să nu extindem prea mult ca informație către ceilalți, că ci că îți mai ia din energie. Dar trebuie să știm cam cum merg lucrurile și dacă ne uităm din punct de vedere astral pe zona asta ezoterică, vedem ceea ce prezic astrologii pentru ziua aceasta, bineînțeles, în limbajul interpretat de colega mea, Anda Constantin, care ne aduce chiar acum rubrica Horoscop. Anda, ia uite ce atenți suntem! Bună dimineața! Haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec. Gelozia partenerului de viață aduce relația într-un impas. Dacă vrei să pui punct, fă acum. Dacă, din contră, vrei să rezolvi asta, ar fi cazul să accepți ajutorul de specialitate. Taur. O vorbă din popor spune că arzi gazul degeaba. Cam asta faci și tu astăzi. Nici la muncă nu dai randament, dar nici acasă nu ești pus pe fapte mari. Gemeni. Nu începe o sarcină dacă nu e sigur că o poți duce la bun sfârșit. În sens contrar, vei fi considerat neserios și nu vei mai primi astfel de obiective. Rac. Simți nevoia de mai multă distracție, de pentru care planifici o escapadă la munte, cel mai probabil. Îți mobilizezi câțiva prieteni și puneți la punct toate detaliile. Leu. Nu te încumeți să renunți la ceva, însă nici nu îl mai folosești. Din cauza asta o să ai parte de discuții în familie. Rudele vor să elibereze o locuință. Fecioară. Ai emoții foarte mari din cauza a ceva ce face partenerul de viață. Treci printr-un moment tensionat și tu simți totul la același nivel cu el. Balanță. Vei fi foarte ocupat la birou. Nu răspunde tuturor apelurilor telefonice, pentru că unii dintre cei care te caută se vor lungi la vorbă și te vor reține din ceea ce faci. Scorpion. Te preocupă starea de sănătate a unei rude și astăzi îți focalizezi atenția asupra sa. Te interesezi de ceva despre care nu cunoști foarte multe detalii. Săgetător. Ai avut nevoie de ceva și ai rugat un apropiat să te ajute. Acesta te-a refuzat, iar acum analizezi relația voastră de-a lungul timpului. Ajungi la concluzia că acest prieten, mai mult sau mai puțin, îți dăunează. Capricorn. Ai prea multe pretenții de la tine, te superi când nu reușești să termini ceva. Fii mai indulgent, pentru că nu totul depinde de tine. Vărsător. Este o zi perfectă pentru afaceri. Dacă ai desemnat un contract, fă-o cu sufletul deschis, deoarece astrele sunt de partea ta. Pești. Ești puternic influențat de astre, drept pentru care te concentrezi și o să suni o persoană cu care nu ai mai vorbit de mult timp. Noutățile acesteia te iau prin surprindere. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-a rezervat astăzi, astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim foarte mult! Ah, am uitat să te întreb dacă aveai și tu un tatuaj și care este acela, dar o să fac asta la pauza de publicitate. Mergem mai departe și vă spun faptul că mă interesează acum să văd ce se întâmplă la zi, să zicem, din punct de vedere al informațiilor, dar structurate și interpretate așa cum o fac ei destul de bine, colegii mei Bubanu și Pali, subiecte din Prahova, Dâmbovița și Buzău și nu numai, poate că și la nivel național, căci ei vin chiar acum la rubrica Cafe TNT. Băieți, legătura la voi! Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Cu vești bune și astăzi, în special pentru personal în Dâmbovița, foarte, foarte puține contestații în ceea ce privește recalcularea pensiilor. Au scăpat ieftin cei din Dâmbovița. Premii, avem fel de fel de rezultate interesante pentru elevii, liceele, respectiv din Buzău și Prahova. Hai să vedem. Da, de bine. Cu vești bune, frumos, da. Uite, Casa de Pensii Dâmbovița anunță că recalcularea pensiilor este aproape de finalizare. Doar 135 de contestații necesită corecturi. Da. Dâmbovițamedia.ro. De ce nu anunță ei că a fost finalizată? N-au avut timp la 135. De recalculat, la 135, îți dai seama dacă erau 13.500. Da? Ce se întâmpla? Da, de 100 de ori mai mult. Și probabil că ar fi fost 13.500 de contestații dacă oamenii înțelegeau măcar așa 1% din ceea ce se întâmplă cu ei.
Da? E foarte complicat. Eu nu înțeleg cum fac ei acolo, cum să stea o bătrână de aia să se uite dacă mi-au calculat aia bine, dacă nu, nu. Asta, mă rog. În cadrul unei conferințe de presă, iată, susținută pe finalul săptămânii trecute, mai precis vineri 13, ca să fie cu noroc, da? Toni Ciprian Mihai, directorul casei, acum nu știu care e numele de familie, are trei nume ca de botez. Da. Toni Ciprian Mihai, directorul casei de pensii Dâmbovița, a detaliat stadiul recalculării pensiilor conform noi legi a pensiilor. Este legea aia 360/2023. Da, domnul Toni a explicat că procesul a fost unul amplu, da, vizând absolut toate pensiile aflate în plată până la finalul lunii august 2024, lucrul ăsta impactând 4.600.000 de pensionari la nivel național, da? Deci volum de muncă, da, slavă Domnului. Oamenii de-aia au ieșit să ne spună că ei au muncit. Corect. Asta păi uite, îl vedem în poză. Hai să vedem pe Toni. Da. În poză, să vezi ce frumos stă cu mânuțele pe birou, așa, ca și cum e aproape treaba gata. Exact. Vezi, așa ții mânuțele când e treaba gata. Toni, fă-te că lucrezi. Okay. Da, mulțumim. Or fi avut de... Au avut, nu zice nimeni că n-au avut. Da. În județul Dâmbovița, dintr-un total de 107.435 de pensionari, au fost emise deja 104.911 decizii de recalculare, rămânând de soluționat aproximativ 2500 de dosare, inclusiv câteva cazuri speciale. Directorul a promis că aceste restanțe vor fi finalizate până pe 15 octombrie 2024, într-o lună, mai puțin de o lună. Referitor la contestații, din cele 1450 de reclamații primite, doar 135 au necesitat corectări, reprezentând mai puțin de 1% din total. Da, se pare că cele mai grave nemulțumiri au apărut din cauza confuziilor privind modificările la stagiile de cotizare pentru anumite grupe de muncă, da, în perioadele de contributivitate. Acolo oamenii s-au mai încurcat un pic. Nu, invers, în perioadele necontributive. Necontributive, corect, da. În perioada în care nu s-a cotizat. Toni Ciprian Mihai a subliniat că procesul de recalculare nu a afectat soluționarea noilor dosare de pensii. 5 angajați ai instituției s-au ocupat exclusiv de dosarele noi depuse în lunile iunie, iulie și august 2024. Bă, 5, îți dai seama, și-a rupt de acolo 5, din echipă și a zis, bă, voi 5, doar asta faceți, da? Hai, puneți mâna la treabă. Da. Aceste dosare sunt deja finalizate conform legii 263, iar odată cu implementarea noii legi, plățile restante vor fi făcute retroactiv, fără pierderi pentru beneficiari. Bravo! Bun! Da, în ultimele luni, instituția a acordat circa 4200 de audiențe, iată, în cadrul cărora angajații au lucrat intens pentru a răspunde imediat pensionarilor care aveau nelămuriri sau contestații. Și acum îmi place foarte mult pasajul următor. Și hai să-l citim cu atenție. De asemenea, directorul, domnul Toni, a dorit să liniștească pensionarii care primesc pensie minimă, asigurându-i că, deși deciziile de recalculare nu indică o creștere imediată, Atenție, da. Da, deci i-a liniștit. Da, cu ăștia cu minim. Că ăștia săraci au zis, bă, măresc ăștia pensiile. Cui? Păi cred că nouă, că avem minimă. Da, cred că nouă, că avem minimă. Da, nu vouă, mă. Da, Toni a zis, bă, întâi la ăia mai șmecheri. Da, dar i-a asigurat pe ăștia cu pensia minimă că, cum adică i-a asigurat că, deși deciziile de recalculare nu indică o creștere imediată. Păi adică, dacă oamenilor le era frică pensionare, că le măresc pensiile. Că le crește pensia imediat. Asta era temerea lor. Ca tensiunea. Da. Și a zis, domnul Toni, stați liniștiți că nu vă crește nimic. Imediat. Da, imediat. Așa, și citim în continuare, cuantumul pensiilor nu va fi diminuat. Adică, bă, da, nici nu vă tăiem. Păi da. Păi ce să mai tăiem, Toni, că avem minim. Bă. Iar indexarea curată a inflației se va aplica la valoarea stabilită în viitor. Deci ăștia cu minimă, stați liniștiți, nu se mărește nimic. Ok. Foarte nu bun. Se mărește, dar nu imediat. Da. Când se rezolvă, că au apărut deja, s-au livrat, ca să zic așa, primele pensii mărite în România pe luna septembrie. Recalcularea pensiilor așadar se apropie de final, iar toate deciziile restante urmează să fie emise conform termenului stabilit. Deci, cum au zis ei, cum a zis Toni mai devreme, pe undeva maximum 15 octombrie. Bravo. 2020. Important e că se lucrează. Uite, s-a lucrat, s-a învățat și acum s-a premiat. Da? Mergem în Buzău, opiniabuzau.ro scrie 3 licee buzoiene premiate de Asociația Generală a Inginerilor din România. Bar n-aveam că există așa ceva. Ok, de ziua inginerului, tot a fost, care se sărbătorește în fiecare an la data de 14 septembrie, 3 echipe de elevi din 3 licee buzoiene au fost premiate de către Asociația Generală a Inginerilor din România. Ia să vedem cine sunt copiii ăștia frumoși. Odată avem echipa de robotică Relativity a Liceului Teoretic de Informatică, Alexandru Marghiloman,
din Buzău, dar au și un mentor, da, profesorul Ștefan Pârloc. Așa. Da? Avem echipa de robotică Boogie Bots. Ăștia sunt de la Colegiul Național Alexandru Vlahuță, Râmnicu Sărat, mentor profesor Guniță Foarfecă. Asta, bă, eu, da, da, la numele ăsta, la numele ăsta eu puneam numele mentorului. A. Echipei. Da, da. Deci echipa Guniță Foarfecă, așa zicea. Da. A? Și echipa NOARC Moisil, a Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil Buzău, mentor profesor inginer Carmen Daniela Macadon. Da, echipele au fost recompensate cu premiul special Agir 2023, da, pentru preocupările și realizările lor excepționale în inginerie pe parcursul anului trecut. Elevii acestor echipe au și calitatea de membri ai Agir Junior, da, probabil. Da, uite că asta vezi, este asociație mare. Generala Inginerilor din România, da. Da. Premierea elevilor buzoieni a avut loc în cadrul unui eveniment mai amplu care s-a încheiat foarte frumos, uite ce s-a întâmplat acolo, cu interpretările virtuoase ale inginer Ileana Ionești la vioară și Irina Naneș la flaut. Atenție, sunt și artiste, dar doamnele și sunt și ingineri, da, da, care au interpretat câteva partituri clasice, celebre. Cele două sunt componente ale orchestrei inginerilor Petru Ghenghea, sub bagheta emeritului dirijor Andrei Iliescu. Foarte tare. Da, da. Bravo, hai să vedem și noi o poză cu ce s-a întâmplat într-un cadru foarte frumos, da, festiv, așa, și boieresc, da, putem spune. Că merită, copii. Foarte, foarte frumos. Da, o tagmă cu totul și cu totul deosebită. Pe vremuri scria pe ușa la intrare, tată. Tagma inginerilor, da? Așa. Familia scria. Inginer. Deci la ușa de apartament. Da, 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 da. Ai avut pe scară? Și eu am avut. Cum să nu? Cum să nu? Familie, da. ING, da. Fam.ing. Și numele de familie. Da, da. Acum poate influență să scrii. Familie, influență. Influență. Da, mă rog. Felicitări. Ne mutăm în Prahova acum. Veste frumoasă, bună și de aici, actualitatea prahoveană.ro. Un nou rezultat de excepție pentru CNMV Ploiești. Colegiul Național Mihai Viteazu. Uite, absolventul Ioan Mihai a fost premiat în China pentru un proiect de inginerie. Deci tot în sfera inginerie, da, rămânem. Ioan Mihai, absolvent al Colegiului Național Mihai Viteazu din Ploiești, a participat alături de sute de oameni de știință și elevi din 20 de țări, da, la cea de-a 38-a ediție a concursului internațional de proiecte științifice China Adolescent Science and Technology Innovation Contest. Da, unde a obținut premiul 3, nu-i de colea, la secțiunea Engineering, da, cu proiectul Research on Planar Transformers. Ce-o fi asta? Lăsați așa. Păi nu știu, acum n-am voi. Asta ne-au anunțat reprezentanții Colegiului Național Mihai Viteazu. China Adolescent Science and Technology Innovation Contest, CASTIC, să zicem mai, da, pe scurt așa, este una dintre cele mai mari, atenție, competiții naționale de știință din China, găzduită în comun de Asociația Chinei pentru Știință și Tehnologie, în colaborare cu ECOSF și alte organizații internaționale și naționale. Anul ăsta competiția s-a desfășurat în orașul Tianjin și a marcat prima participare a României la acest eveniment. Și uite că la prima participare România s-a întors acasă prin ploieșteanul nostru cu locul 3. Un premiu la secțiunea, da, Engineering. Ok. Uite, anual, aproximativ 500 de tineri, oameni de știință chinezi și aproape 100 de participanți internaționali din peste 20 de țări și regiuni participă la CASTIC ăsta, cu propriile proiecte împărțite în 8 categorii științifice. Să mai spunem că în prezent Mihai este student la Eindhoven University of Technology, Department of Mathematics and Computer Science. Bă, omul, n-ai ce să-i faci? N-ai ce să-i faci? Lași așa, că dacă îl mulți strigi. Hai să-l vedem. Foarte tare. Deci, da, omul e student în Olanda, s-a dus în China și s-a întors cu locul 3. Da. Foarte, foarte, foarte frumos. Da. Uite, motiv de mândrie pentru CNMV. Și așa mai departe. Bazele și fundația, da, acestui viitor frumos pe care cu siguranță l-are Mihai, fiind puse la Colegiul Ploieștean. Bravo! Uite, și o domniță junioare, da, chinezească, chinezească acolo, da, dar da, parcă nu știa, să uita la aparat mirată. Mm-hmm. Ea n-ar fi avut ce căuta în poza aia, da, mă rog. Proba, era în trecere. Da. Ai repede și o poză cu Tianjinul, că probabil sunteți curioși cum orașul, așa, în orașul, general. Bine, nu-i tot orașul, dar... Au luat roata aia de la englezi, au, luat au pus-o pe pod, da, da. N-au avut unde, că e mai înghesuială la chinezi și au pus-o direct pe pod. Ok. Da. Da, da, dacă tu uiți așa, zici că nu, la prima, Chicago ceva, da, ceva New York, exact. Da, tot China. Da, asta e. Mor.
Partea orășelui Tian. Da, frumos. Cam astea sunt veștile, știruțele pe care vi le-am adus în fața astăzi, prieteni. Am zice noi per total așa, am avut vești bune. Cristi, înapoi la tine, te pupăm. Bubanu Pali, mulțumim foarte mult pentru aceste informații, v-am ascultat cu mare atenție și ne-am bine dispus, cum facem de fiecare dată. Păi, ce să vă zic, Start Alert a ajuns la final. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Pe curând!